Ceața care s-a abătut asupra Moldovei la sfârșitul săptămânii trecute nu se lasă dusă. Asta anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care în această după-amiază a prelungit avertizarea până sâmbătă seara. De asemenea, sinopticienii au anunțat și o răcire cu câteva grade a temperaturii aerului, care se va menține în jurul valorii de plus 19 grade. Cerul va fi mai mult înnorat, iar vântul va sufla moderat. Astfel, din cauza codului galben de ceață, seara și mai ales dimineața, vizibilitatea va fi de 200 de metri și mai puțin. Ce ține de maxima resimțită, potrivit meteorologilor, sâmbătă în raioanele din nord aceasta va fi de plus 18 grade, în centrul Moldovei și în capitală se vor înregistra temperaturi de plus 19 grade Celsius, iar în partea de sud a țării mercurul din termometre va urca până la plus 20 de grade. Noaptea minimele vor oscila între plus 5 și plus 10 grade Celsius. Menționăm că conform ultimei actualizări a serviciului meteorologic, vremea va rămâne mohorâtă, dar caldă pentru sfârșitul lunii octombrie și duminică. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla moderat. Trebuie însă de precizat că odată cu debutul săptămânii viitoare, mai ales în partea de nord a țării, vor cădea și câteva precipitații care ulterior se vor extinde pe întreg teritoriul Moldovei.